Când eram mic, toată ziua hoinăream pe drumurile satului. Seara, când mă întorceam acasă, oricum nu mă aștepta nimeni. Tata era la spital, iar mama a plecat. Așa am ajuns la o școală pentru copii orfani. Școala internat, unde erau o grămadă de copii ca și mine, fără familie. Acolo, cel mai tare îmi plăcea să stau la bibliotecă. Bibliotecara m-a învățat să citesc și dacă găseam o carte care îmi plăcea tare, nu mă despărțeam de ea nici la lecții. După 8 ani la școala internat, am ajuns într-o familie. Dar nu era deloc așa cum mi-am imaginat-o eu. Pe lângă mine, familia mai avea grijă încă 6 copii de la orfelinate. Mai mult de un an am încercat să creez o legătură cu acea familie, dar n-am reușit. Nu eram de-al lor. Atunci am înțeles cât de mare este distanța dintre mine și restul lumii. Am fost fericit când am plecat de acolo. Nu lăsam nimic în urmă, nici prieteni, nici emoții. Mi-am împachetat hainele cu care am venit de la internat și m-am mutat în alt sat, la căminul unei școli profesionale. Am 24 de ani și niciodată nu am simțit că aparțin unui loc. Am realizat că acasă e un sentiment, nu o clădire. Visul meu cel mai mare a rămas același, din copilărie, să am o familie, doar că acum a mea și cu toate lucrurile care mi-au lipsit.